7:05, hai să fim răi. Trezim un ascultător din Botoșani, de acolo, din locul în care pe data de în 1991 se năștea Alexandra Gavrilă. Deci l-avem pe Ionuț. În octombrie, pe 6. Așa, ce bravo, an bun. Da? Ce an pe 6 octombrie 1991 se năștea Gavrilă Alexandra. Zisă și ochelari. No. Da, și uite, pe site aici la noi a fost înscris Ionuț de către sora lui, nu? La Wake Up Call. La Wake Up Call. Și a zis, e fratele meu și se trezește foarte greu dimineața. Aș vrea ca voi toți, plus Bogdan Șurubel și Ionuț, plus Alexandra, plus Lucian, plus Richard Branson, să-l treziți nu în stil haos, ci horror. Hai că l-am sunat. Păi nu facem noi la cerere, facem orice. Sună-și. Înjurător, Cota, repede. Repede că răspunde. Am așa un presentiment. Cota unu, mică, nu? 1.25. Nu, mare. Mică vrei. Da, mamă, e din discuția asta. Gabriel, Cota mică. Da? Alo? Alo? Bună dimineața. Bună dimineața. Ionuț Solomon? Da. Sunt Alexandra. Să știi că... Să știi că vine o zi când trebuie să-ți iei rămas bun. Ești cu sora, cu fratele tău, pe lângă tine? Nu. Pentru că va trebui să-l iei în brațe. Acea zi a venit, este chiar acum. Astăzi va fi sfârșitul lumii. Sunt însărcinată. Nu, nu este o glumă. Sunt însărcinată, Ionuț, să-ți dau această veste. Colegii mei, Bogdan, Șurubel și Ionuț, în cor, vă rog. Aleluia! 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 Ia, ia, ia! Ionuț, aleluia, aleluia. Doamne, doamne Alexandra. Ionuț, ești bine, direct la Virgin Radio. Nu cred. N-ai înțeles. Ba da, salutări la Botoșani acolo. Ce faci? Ești în curte. Bine. Încerc să-ți dai seama ce naiba tocmai s-a întâmplat. Da, hai că-ți explicăm noi un pic. Ai fost înscris de către sora ta? Soră? Ai o soră sau un frate? Un frate și o soră. A, perfect, hai, deci era. Am nimerit-o. Ai fost înscris de către fratele sau de către sora ta să fii trezit în direct la Virgin Radio de Bogdan Șurubel și Ionuț și Alexandra în stil horror. Pentru că, ci că te trezești foarte greu dimineața. E adevărat? Uneori. Dar nu astăzi, nu? Așa că s-a gândit Alexandra să-ți spună că e sfârșitul lumii. Da, nu prea am crezut. Păi nu e, să nu crezi, că nu e, să știi, n-a venit încă. Nu, mâine. Bine, Ionuț, gata, hai că te-am amestit destul. Să ai o zi frumoasă. Bine, mulțumesc frumos la semnești noastră. Te pupăm, dacă mai poți să mai ai o zi frumoasă. Bravo, Alexandra, am mai pierdut un ascultător. Hai, să mergem mai departe. Ionuț din Botoșan nu mai ascultă Virgin ăsta. A primit un... Wake up, call!